Această seară, așa cum de obicei, le terminăm. Am să încep prin a vă mulțumi, că sunteți în număr atât de mare, dar mai important decât numărul, cred că sunteți aici cu inimile pline de gânduri calde. Lucrul acesta, credeți-mă, se vede și se simte aproape instantaneu. Și este o stare foarte, foarte bună. Și mă ajută inclusiv pe mine, pentru că dați-mi voie să vă spun și vă rog să mă credeți, că a rare ori am fost într-o situație atât de grea și atât de emoționantă pentru mine și slavă Domnului, de-a lungul timpului am prezentat multe evenimente, multe concerte, multe gale și totuși, atunci când vine vorba să prezint un eveniment care este dedicat propriului tată, credeți-mă că nu vreți neapărat să știți cum se simte acum pe dinăuntrul meu. De altfel, este de asemenea foarte greu să decupezi, să alegi, să selectezi momente pe care să le aduci și să le evoci atunci când vine vorba de un membru al familiei. Și, din păcate pentru el, tatăl meu, Nicolae Constantinescu, aniversatul acestei seri, știe foarte bine acest lucru pe bine lui de foarte multă vreme. Pentru că a avut și are o parteneră de viață care, de-a lungul timpului, extrem, extrem de rar, și-a permis să vorbească despre el, să scrie, să-l invite la emisiuni. Vorbesc, evident, despre Luminița Constantinescu, realizator de radio și de televiziune, unul dintre artizanii acestei seri de altfel. Ei, iată că acum a venit rândul meu să înțeleg ce înseamnă a avea un membru al familiei pe care trebuie să le voci. Este greu, pe de altă parte este incredibil de frumos și mă gândeam astăzi că ar fi interesant să încercăm noi toți să demontăm acest clișeu sau să dezamorsăm această piedică, acest bemol care ne ține în a vorbi frumos și evocator despre oameni foarte apropiați. Cred că despre oamenii apropiați pot să vorbească cel mai bine cei care îi cunosc îndeaproape. Și
Suntem mulți în această seară, cei care îl cunoaștem îndeaproape pe Nicolae Constantinescu. Unul dintre ei este muzicologul Costin Popa, care în urmă cu 10 ani avea plăcerea de a-i face un laudatio la aniversarea celor 70 de ani, o aniversare susținută la Opera Națională București. A fost atunci un spectacol cu Madama Butterfly de Puccini cu regretata Roxana Bruban. Iată că astăzi, la 80 de ani, același specialist are ocazia de a-i face un nou laudatio, dovadă că, în timp, unele lucruri rămân neschimbate și e bine că rămân așa. Îl invit alături de noi pe Costin Popa. Mulțumesc, Marius. Mulțumesc, doamnelor, domnilor. Mă bucur că sunt aici în această seară și că am ocazia să vorbesc câteva lucruri despre sărbătoritul din de acum, baritonul și profesorul Nicolae Constantinescu. Deci aniversăm astăzi împlinirea celor 80 de ani ai baritonului și profesorului universitar Nicolae Constantinescu, prilej de rememorări pentru și despre unul dintre cei mai importanți artiști ai operei bucureștene. Însemnat cadrul didactic al Universității Naționale de Muzică din Capitală, instituție de învățământ care, demnă de toată lauda, a găsit de cuvință să-l onoreze astăzi printr-o sărbătorire ce se anunță strălucită. Amintirile mele despre baritonul Nicolae Constantinescu datează de 50 de ani, când își dădea examenul de absolvență cu pretențiosul Rodrigo din Don Carlos, o surpriză întrucât studenților ce terminau cei 5 ani de studii îi se repartizau rolul de factură mai accesibilă. O primă dovadă a valorii tânărului artist, ce făcea parte dintr-o serie de excepții alături de Maria Slătinaru sau George Crăsnav. Am luat atunci primul contact cu un glas îmbrăcat în armonice sombrate, înveșmântat într-o patină nobilă, cu acute suverane și frazare fluidă. Desenul melodic verdian îi convenea de minune. Expresia artistică, ținuta scenică, erau potrivite. Într-adevăr, o apariție pregătită pentru contextul valoric al primei scene lirice naționale, către care, evident, Nicolae Constantinescu se îndrepta, mai ales că debutul său la operă a fusese rol încă din timpul studenției cu rolul Enrico din Lucia di Lammermoor. Ca o curiozitate, a învățat și și-a pus în glas partitura tabloului prim al operei în numai 4 ore. Din prima clipă am decis că trebuie să-i urmăresc cariera, devenită rapid importantă, așezându-l într-un loc de frunte al teatrului de operă și bariton, cum era supranumită în acele vremuri scena lirică de pe spate. Examenul de absolvență a însemnat pentru tânărul artist angajarea imediată ca solist al Operei Naționale. Nicolae Constantinescu a absolvit Conservatorul Ciprian Porumbescu din București, secția Canto, unde l-a avut ca profesor pe legendarul Petre Ștefănescu Goană și clasa de operă condusă de Angel Ionescu Arbore. În paralel s-a bucurat și de sfaturile maestrilor Victoria Costescu Duca și Șervan Tasian. S-a numărat dintre ultimii discipoli lui Petre Ștefănescu Goangă, fiind, așa cum a afirmat cu convingere iusul bariton și profesor, unul dintre preferații săi. De aici regretul pe care Nicolae Constantinescu l-a încercat pentru că nu a avut posibilitatea să-i stea alături pe scenă într-un spectacol cu paiați. În 2002, la comemorarea a 100 de ani de la nașterea lui Petre Ștefănescu Goangă, Nicolae Constantinescu, în postura de profesor universitar la Universitatea Națională de Muzică și studenții clasei sale de cantă, au organizat cu caracter de unicitate în București și poate și în țară un recital omagial. O pildă rară de profundă recunoștință pentru un renumit cântăreț și îndrumător venită din partea fostului său student. La acea omagiere a participat și tenorul Cornel Stavru, vechi prieten al maestrului Petre Ștefănescu. Așadar, Universitatea Națională de Muzică celebrează astăzi împlinirea 80 de ani de viață ai baritonului și profesorului Nicolae Constantinescu și totodată a 50 de ani de la debutul său.
Dar acum 10 ani, cum spunea și Marius, în amintirea prezențelor sale în rolul Sharpless, Opera Națională București i-a dedicat un spectacol special cu Madame Butterfly și publicul, care a umplut până la refuz sala teatrului, a reascultat la difuzoare, în interpretarea lui Nicolae Constantinescu, pentru câteva momente, o pagină definitorie pentru cariera și arta sa, secvența morții lui Poza din opera Don Carlos, ceea ce vom face și noi în curând. Rodrigo de Poza a fost personajul preferat al baritonului Nicolae Constantinescu. Debutul în rol a venit la înlocuirea titularului din seara respectivă. Totul s-a petrecut foarte rapid, n-a avut vreme decât să aranjeze tempii cu dirijorul Paul Popescu. Nivelul de maestrie la care ajunsese în controlarea dificilului personaj gardian și nu numai acestuia, a fost foarte înalt. La un alt spectacol, după tabloul morții lui Poza, a ieșit la aplauze împreună cu interpretul rolului titular, Ludovic Spitz. Celebrul tenor, coleg minunat, a reintrat imediat în spatele cortinei, lăsându-l pe Nicolae Constantinescu să ia singur crema aplauzelor. Așadar, rolurile din Lucia Dinamo și Don Carlos au fost startul pentru înfățișarea către publicul bucureștean și din țară a altor 23 de personaje importante într-o diversitate stilistică de invidiat pe care Nicolae Constantinescu a abordat-o de la nivelul său de înaltă cultură, studiu și pregătire serioasă a mănunții. Spicuiesc aici Germont din Traviata, Escamillo din Carmen, Silvio din Paiațe, Alfio din Cavaleria Rusticana, Guglielmo din Così fan tutte, Contele Almaviva din Nunta lui Figaro, Valentin din Faust, Lescaut din Manon de Marsan, Bitterolf din Tannhäuser, Heraldul din Lohengrin, Contele Robinson din Căsătoria Secretă și altele. Nu a neglijat niciun moment creația națională și a propus interpretări puternice pentru personaje ca Bălcescu din opera omonimă, Tezeu din Oedip, Laertes din Hamlet, Gheorghe din Năpasta sau tatăl din Povestea Micului Pan. Toate rolurile de care baritonul s-a apropiat au fost abordate cu un alt profesionalism, cu atitudine scenică de prestanță, susținută de o vocalitate generoasă care servea ideal plierea stilistică de care amintea. Peste graniță, Nicolae Constantinescu a cântat în Germania, Polonia, Ungaria, Suedia, Bulgaria, Cehia, Slovacia. Mari cântăreți români și străini au fost parteneri. Tot absolut aleator, îi numesc aici pe Giuseppe Di Stefano, Ludovic Spis, Elena Cernei, Madime Spre, Viorica Cortez, Elena Cotrubaș, Marina Kilovic, Ricardo Casinelli, Eugenia Moldoveanu, Cornel Stavru, Nicolae Herler, Ludmila Dvorzacova, Maria Sătunaru Nistor, Sandra Șandru, etc., etc. Referitor la interpretarea lui Marcello din Boema Pucineanu, baritonul își amintește deseori de quartetul formidabil pe care îl alcătuia împreună cu Ludovic Spis, Eugenia Moldoveanu, Magda Ianculescu, nume de legendă ale operei bucureștene. Dar nu numai scena de teatru liric a fost locul în care Nicolae Constantinescu și-a construit cariera. Podiumul de concert l-a avut oaspete pentru frecvente apariții pe afișe care anunțau operele Încoronarea Popeii și Întoarcerea lui Ulise în Patrie de Monteverdi, Oratoriile Messias de Handel, Anotimpurile de Haydn, Paradis și Perii de Schumann, Oratoriul de Crăciun de Bach, etc. A abordat cu dedicație Lumea Lidului, din care au rămas înregistrate în fonoteca radiodifuziunii, bijuterii semnate de Hugo Wolf, Beethoven, Tchaikovsky, Mussorgsky, Schumann, Paul Constantinescu, Jora, Felicia Donțeanu, Bretan și alții. Iată coordonatele unei exemplare cariere pe care le menținem permanent în memorie. În timp, răsplata a venit prin aplauzele publicului, prin aprecierile elogioase ale noastre criticilor. Și în ultimul rând, prin gradul de cavaler al Ordinului Meritul Cultural conferit de președintele României.
Să ne amintim din Don Carlos, scena morții lui Poza, rolul fetiș al maestrului. Distinsa soprană Irina Iordăchescu, încărcată de succese internaționale, invitată de onoare, pe basul Dan Paul Dumitrescu, de peste 20 de ani, solist al operei de stat din Viena, pe apreciatul tenor Bogdan Mihai, prezent pe scenele Europei și Asiei, ca și pe baritonul Marius Nine, membru al corului Preludiu, ultimii trei foști studenți ai maestrului. Nu lui pe pianistul concertist Ștefan Doniga, de mare reputație, astăzi seară acompaniator și solist, tot ca invitat de onoare. Doamnelor și domnilor,
Cine stă de vorbă cu Nicolae Constantinescu îl descoperă ca rezonări de adâncă simțire, veritabil psiholog, logic, profund și dăruit, prieten de nădejde, sfătuitor la fel. Și am să folosesc acum o sintagmă preluată din speech-ul meu de acum 10 ani. Lângă orice bărbat de succes, se găsește o femeie de succes și o numesc aici pe soția maestrului, foarte cunoscută și prețuită realizatoare TV și radio, Luminița Constantinescu, care și-a imortalizat creațiile audiovizuale și înscris. Și cel puțin în domeniul jurnalisticii de televiziune, fiul lor, Marius Constantinescu, care prezintă această seară aniversare și va număra în anul 2018 4 decenii de viață, se află pe urmele mamei sale, întregindu-le și devenind un apreciat scriitor în domeniul literaturii beletristice. Nora celui sărbătorit, Ioana Bâldea Constantinescu, se remarcă în aceleași direcții. Așa că nepoata, Maria Constantinescu, 7 ani acum câteva zile, prezentă în sală, deja simte cu certitudine aura de cultură care o înconjoară din toate părțile. În 27 martie, ziua împlinirii celor 80 de ani, Nicolae Constantinescu a primit peste 900 de mesaje electronice și telefoane de felicitări, precum și peste 1500 de like-uri la simpla postare a fiului, tata, azi 80. Dovezi de dragoste, aleasă prietenie și mare prețuire. Iată un destin împlinit pentru omagirea căruia ne aflăm astăzi aici cu bucurie și veche admirație. Să rememorăm o secvență din Lucia de Lammermoor, aria de Enrico, să privim fotografii în roluri interpretate pe scena bucureșteană și să rostim din toată inima la mulți ani maestre Nicolae Constantinescu. Trebuie să vă spun că e bine că acolo în culise se aude doar pe jumătate din ceea ce se vorbește pe scenă, pentru că mi-ar fi fost și mai greu dacă aș fi auzit absolut tot ceea ce v-a spus domnul Costin Popa și îi mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce v-a spus. Eu am să vă spun acum câteva lucruri pe care nu aveți cum să le știți sau cum să le deduceți
din imaginile pe care le-ați văzut și din ceea ce ați auzit. Cine este cel pe care îl aniversăm cu toții astăzi? Este un om care zâmbește măsurat, chiar și atunci când pe dinăuntru hohotește în toată regula. Este un om care, așa cum vedeți acum, este tot timpul impecabil îmbrăcat. Este un om care de cele mai multe ori miroase foarte bine. Este un om care are voluptatea poveștii și, poate mai important decât toate acestea, este un om care cultivă pe dinăuntru grădina extraordinar de frumoasă a generozității, a demnității, a căldurii și a iubirii și de lucrul acesta nu ar trebui să ne îndoim niciodată. Astăzi, doamnelor și domnilor, aniversăm un interpret, așa cum ați văzut, de o sensibilitate care a fost și atu, dar uneori și piedică. Aniversăm un bunic. Bună, iubito! Aniversăm un soț, aniversăm un tată și din această perspectivă, ultima la care mă refer, cea de tată, aniversăm și un dascăl, pentru că pe lângă copilul de acasă, a avut aici, la Universitatea Națională de Muzică București, în 20 de ani, foarte, foarte mulți copii. Și credeți-mă, nu este doar o vorbă, nu este o etichetă, nu e un clișeu, este o realitate despre care, evident, am putea să vă vorbim noi, cei de acasă, pentru că noi știm foarte bine câte interogații, câte frământări, câte emoții, cât stomac măcinat, dar și câtă bucurie a însemnat pentru el acest rol, dar poate mai bine decât noi cei de acasă, ar putea să vă vorbească despre acest rol câțiva dintre studenții lui de-a lungul anilor, trei dintre ei, așa cum ați aflat deja, onorează această seară aniversară. Ei sunt basul Dan Paul Dumitrescu, baritonul Marius Mine și tenorul Bogdan Mihai. Și ca să spargem viața, inclusiv din punct de vedere muzical, am să vă spun evident despre fiecare dintre ei câte ceva puțin mai încolo, dar acum am să invit în ordine pe Dan Dumitrescu în aria lui Smin, în actul întâi al operei Răpirea din Serale de Mozart, pe Marius Mine în Vaga Luna de Bellini și pe Bogdan Mihai în Non Tamo Più de Tosti. La pian, Ștefan Doniga.
Thank you.
Și la examenele studenților și trebuie să vă spun că absolut toți în culise au spus că inclusiv acest loc le generează niște emoții cu totul particulare, pentru că evident se întorc toți acei ani. Este un privilegiu să-l avem alături de noi în această seară pe basul Dan Paul Dumitrescu, venit special de la Viena pentru recitalul nostru. Și de altfel trebuie să vă spun că în foarte scurt timp de aici va pleca la Paris, unde ansamblul Operei de Stat din Viena este în turneu și evident se va alătura colegilor săi de acolo. Dan Paul Dumitrescu de mulți ani este unul dintre elementele de bază ale soliștilor Operei de Stat din Viena. Și și-a demonstrat acest lucru, și-a demonstrat valoarea și toate darurile care l-au adus la acest nivel în Don Carlo, în Macbeth, în Ana Bolena, în Turandot, în Romeo și Julieta, în Norma, în Nunta lui Figaro, asta doar pentru a vă spune câteva titluri din ultimii ani. Următoarea lui apariție o să vă vorbească evident la nivel muzical și despre o preocupare pe care a avut-o de-a lungul timpului
alături de maestrul său, de Nicolae Constantinescu, pentru a merge și către un repertoriu mai puțin bătătorit, mai puțin cunoscut, pentru că veți vedea, va cânta alături, evident, de Ștefan Domnica, în aria Sfântului Petru din Luna de Carl Orff. Dan Dumitrescu.
Doamnelor și domnilor, mă bucur să o salut alături de noi în sală pe soprana Maria Slătinaru Nistor. Da, da! Un nume de care se leagă aproape tot parcursul profesional, dar și uman al lui Nicolae Constantinescu, al tatălui meu, începând încă cu acel spectacol de Don Carlo din 1969, spectacolul de absolvență a pe atunci conservatorului Ciprian Porumbescu din București, apoi ani mulți la operă împreună în același Don Carlo, în Boema și cu siguranță în multe alte titluri, la radio în Andreea Șenie, și iată, apoi, mulți ani de asemenea aici, la Universitatea Națională de Muzică București. Și chiar și astăzi, nu doar în public, în sală, ci și printr-o reprezentantă de mare, mare frumusețe, atât exterioară, cât și interioară. Ne onorează în această seară cu prezența una dintre cele mai bune absolvente de la clasa profesoarei Maria Slătinaru Nistor. Și așa cum îmi place mie să spun de multe ori, cea mai bună soprană din România, care încă locuiește, trăiește și cântă aici, în România. Este o artistă despre ale cărei daruri vocale, interpretative, în general, daruri care o recomandă pentru scenă, am vorbit de multe ori și o fac întotdeauna cu foarte mare bucurie, dar în plus de aceste daruri pe care le recunoașteți imediat, ele sunt potențate de o frumusețe umană, de o generozitate și aș spune eu de întotdeauna curajul de a fi ea însăși. O să cânte două piese foarte, foarte colorate și pline de temperament, de Recabelio mas sutil și Chiquitita la Novia de Obradors, alături de Ștefan Doniga, Irina Iordăchescu. El Gol.
Doamnelor și domnilor, este o onoare pentru noi să-l avem în această seară alături pe unul dintre cei mai profunzi pianiști ai generației sale, dar nu doar atât. Ștefan Dăniga, după părerea mea, este prototipul muzicianului modern, căruia nu-i ajunge un singur capitol și foarte bine este că se întâmplă acest lucru. Pentru că Ștefan, pe lângă un pianist de mare valoare, este manager muzical, este un foarte fermecător realizator de emisiuni muzicale radiofonice și, extrem de important, este un arheolog și un promotor al repertoriului pianistic necunoscut, după cum veți vedea puțin mai încolo în această seară. Deocamdată însă, în ultima vreme, este și un foarte cald și empatic ambasador al creației lui Dinu Lipati și de Dinu Lipati veți asculta mai departe preludiul la Mica Sunită și Nocturna pe o temă moldovenescă. Ștefan Dăniga. Thank you.
În ultimii ani, Bogdan Mihai a devenit unul dintre cei mai solicitați tenori rosinieni și, prin extensie, belcantiști ai momentului, cu performanțe absolut notabile pe scene importante și importantissime ale Europei și ale lumii, și m-aș opri aici la Barcelona, la Martina Franca, Berlin, Teatrul de Champs-Élysées din Paris, Oviedo, Strasbourg și, atenție, se pregătește pentru Teatrul San Carlo din Napoli în această toamnă, cu o schimbare de repertoriu, cu Dragostea celor trei portocale de Prokofiev. Evident că are de partea lui o voce de lumină, așa cum v-ați dat seama și în seara aceasta, dublată însă de o mare bucurie de a cânta, evident susținută și de o mare siguranță tehnică. Va cânta mai departe De n-ar fi fost, de Mauriciu Vescan, și îi va urma Dan Dumitrescu în Șapte babe, de Ion Runcu. Vlad, ați fără-i ce-o
L'altra notte in fondo al mare di Mefistofele de Boito, tu che le vanità di Don Carlo de Verdi sau Ebene andrò lontana din La Valie de Catalani. Trebuie să vă spun că nu sunt foarte multe arile feminine care să emoționeze peste puterea cuvintelor pe tata și sunt cu atât mai fericit cu cât Irina Iordăchescu a ales-o pe aceasta din urmă, aria lui La Valie de Catalani, mai ales că știu în ce fel poate să o coloreze, poate să o umple cu personalitatea ei clocotitoare. Așadar, veți asculta La Valie de Catalani, apoi o arie din Zaza de la un cavalo cu Marius Ninem, solist al corului Preludiu și el fiul de suflet al lui tata, aș putea spune celălalt Marius, de fapt. Și apoi, duetul din actul al treilea din Traviata de Verdi, Parigi Ocara, cu Irina Iordăchescu și Bogdan Mihai. La pian, evident, Ștefan Donica. Thank you.
Oh,
dacă ce ar spune Ștefan Doniga, dacă m-ar auzi calificându-l drept un cruciat al originalității sau un explorator al hățișurilor necunoscute ale repertoriului pianistic. Mazurcile opus 60, numărul 1 și numărul 3 de Serghei Borchievici veți asculta mai departe, este ceea ce vă oferă. O prima audiție a fost în anul 2014, cântată de Ștefan Doniga, acestor piese, la Sala Radio. Sunt compuse în anii 1930, pierdute, apoi descoperite în 2013. Așadar, Ștefan îl extrage pe acest compozitor, pe Serghei Borchievici, din raftul uitat al memoriei și îl repropune și astăzi. Este singurul pianist din lume care cântă aceste piese, așadar, darul pe care îl face aniversatul acestei seri este cu atât mai important și cu atât mai venit din suflet. Ștefan Doniga. Thank you.
Dan Dumitrescu în aria lui Fiesco din Simon Bocanegra de Verdi, Marius Nine în Ideale de Tosti și Irina Iordăchescu și Marius Nine într-un duet din Văduva Vesele de Lehar sunt cei care vor încheia în mod oficial această seară, însă înainte permiteți-mi să spun de câteva ori mulțumesc. Vreau să mulțumesc Senatului Universității Naționale de Muzică București pentru că a permis înfăptuirea acestei seri. Vreau să-i mulțumesc în mod special din această perspectivă Andrei Tăbăcaru, care sper că este aici. Mulțumim mult! Vreau să le mulțumesc colegilor de la Opera Națională București, colegilor lui Tata, care au venit în această seară să fie alături de el. După cum le mulțumim și colegilor de la Catedra de Canto a Universității Naționale de Muzică București, evident, pentru același motiv. Mulțumesc! Nici nu știu ce înseamnă prezența dumneavoastră aici alături de noi. Încă o dată o reverență specială pentru Ștefan Dominga și, evident, mulțumiri Irinei Iordătescu, lui Dan Dumitrescu, lui Bogdan Mihai și lui Marius Nime, pentru că au arătat în această seară că pot fi făcuți după chipul și asemănarea unui om. Acest om i-a învățat să fie cinstiți, să fie drepți, să fie demni, să fie generoși, să fie modești, să fie nobili, să fie calzi, indiferent de context, și să fie întotdeauna cea mai bună versiune a lor înșiși. Și din acest punct de vedere, dacă îmi dați voie, am să mă alătur și eu lor și am să spun doar atât. Tati, la mulți ani și mulțumesc! Domnilor, preiau ideea prezentatorului. M-am gândit să vă spun ceva. Și m-am gândit cum să vă spun ce aș vrea să vă spun. Important, apăsat de covârșirea momentului, am să iau o variantă mai simplă. Există un erou shakespearian travestit într-o capodoperă verdiană, care spune într-o arie celebră, e sonio o realtà. Nu-i nevoie să vă traduc, sunt convins că vă dați seama despre ce e vorba. Îmi pun întrebarea acum dacă este o realitate, sau mi se pare că suntem împreună aici. Dar suntem împreună, ne bucurăm și prelund ideea prezentatorului, trebuie să fac și eu niște mulțumiri. Sunt obligat. Pentru asta însă am să fac puțină regie. Am vrea să mi se fac o poză aici. Pentru că mulțumesc Universității Naționale de Muzică pentru posibilitatea de a ne întâlni în această seară. Pe de altă parte, mulțumesc Universității pentru că în timpul studiilor mele am trăit clipe realmente de neuitat și de neimitat. Am să mă duc acum și lângă portretul ăsta ce este aici. Nu dă ceva? Stop, cadă. Și să zic că, că e mai bine așa. Mulțumirea lui Marius, doamnei Anda Tăbăcaru, reprezentanta Universității. Evident că aș vrea să-l mulțumesc celor care au dat viață unei idei, care s-a vădit în final a fi, a spune eu, inspirată. Deci, aș vrea să vă invit lângă mine, dragii mei colaboratori, pe toți. Și prezentatorii, inclusiv. Nu, că este pregătit să cânte acum. Nu, nu mai cântă nimeni nimic. Vreau să vă spun că nu mai cântă nimeni nimic. E mai bine să rămânem prieteni. Credeți-mă ce vă spun.
Da, ei mi-au de cântat, dar... Nu, ei o să vină pe rând să cânte. Bun. Eu să termin, că nu vreau să vă rețin prea mult, să termin cu mulțumirile. Deci, am mulțumit Universității, mulțumesc domnului Popa pentru expozeul atât de onorant cu care m-a cadorisit, ca să zic așa. Vreau să te mulțumesc, dar o să fac poate și în particular, celor patru protagoniști alăturați maestru Ștefan Doniga. Deci mulțumiri Irina Aldechescu, mulțumiri Dan Dumitrescu, mulțumiri Bogdan Mihai. Dar la acest capitol am o ademnă. Doamnelor, domnilor, aș vrea să invit lângă mine pe soția. Dacă ne-am putut întâlni în această seară și sper că întâlnirea a fost universal satisfăcătoare, soția mea, Luminița Constantinescu, are o contribuție, aș putea spune, esențială. Pentru că eu nu odată am ezitat și eram chiar tentat să zic, știi ceva, poate la 90 de ani. Dar ea cu o voință și cu, aș putea spune, o încăpățânare tipic femenină, n-a renunțat și uite că, în sfârșit, acum mai avem câteva clipe și ne aflăm la finalul unei seri care, pentru mine, este o seară de referință. Vă mulțumesc tuturor. Mă iertați că eu încep greu și după aia m-am făcut opri. Deci, încă o dată, mulțumiri Luminiței Constantinescu și aș vrea să-l alătur aici și pe, nu ca să facem un tablou de familie, dar pentru că așa mi se pare normal. Marius. Da, dar vino aici lângă treaba mare. La Cristina Joreanu, șefa secției de canto, care ne-a susținut extraordinar.
Thank you.
mulțumesc.